cel care face așa a câștigat foarte multe. Exact. Face împulțirea, ca să primul face împulțirea la 18. Este scărturat la urechea stângă cu mâna dreaptă. Da? Multe grijă. Nu fac decât să atragă atenția, de fapt nu mai ții tuturor prietenilor noștri. Merg mai departe. 12 camioane transportă o cantitate de nisip, făcând fiecare câte 10 curse pe zi. Da, 10 curse. Câte camioane sunt necesare pentru a transporta aceeași cantitate dacă fiecare face câte 15 curse? Aici 15 curse pe zi. Da? Câte camioane? X. Păi sunt... sunt direct proporționale. Da, sunt direct proporționale. Ai spus-o așa, nu? Să fii foarte da, clar. Corect. Ai toată convingerea. Da. Adică vor trebui mai multe camioane ca să transporte aceeași cantitate, da, dar fac... De 15 zile. Fac 15 curse pe zi. 15 curse pe zi. Mai multe curse. Ai nevoie de mai multe camioane. Mai puține camioane. Păi nu știu, tu te cerai, te hotărât, acum trebuie să justifici, că ai zis că e vorba de direct proporțional. Adică 12, câte 10 curse, o transformat tot. Nu știu. Cantitatea aceea de nisip. Acum, fiindcă fac 15 curse... Mai puține camioane. Păi vezi, mă... Are o importanță? Da. Deci știu rezultatul dinainte. Corect. Și dacă îmi dă prost, dacă tu ai mers cu directa... Dacă tu mergeai pe directa proporționalitate și îți dădeam mai multe camioane, cum n-ai gândit cu atenție, îți spuneam mai multe camioane și bine cum mi-a dat. Da. Da? Și era o mare plăsnaie. Așa da. Deci, să spunem și noi. 10, hai să luăm mina. 10 și respectiv 15 sunt invers proporționale cu 12 și x. 12 și x. Ce aici am însemnat? 10 supra 1 supra 12. 10 supra 1 pe 12. Egal cu 15 supra 1 pe x. 1 pe x. Egal cu echivalent cu 120 egal 15x. X este egal cu 120 supra 15. Da. Și putem simplifica prin 5. Așa. Bine. 2. 24 supra 3 și egal cu 8. 8 camioane. Le așteptat, e corect acum. Am dat seama că dacă erau mai multe camioane, făceau mai puține curse. Dragule, eu te-am văzut. Că tu ai mers la 50%, 50% și direct proporțional. Adică ai vrut să fii și tu rău. Exact, să fii și tu. Da, da. Să fii și tu rău. Să gândești foarte bine. Asta e. Orice clip de ea. Da, sigur, și poate. Și degeaba. Păi nu aveam niciodată. Timpul. Nu, dar n-aveam nici... Era din capul locului și asta se taie complet, da? Corect. Deci, pentru că ți-ar fi dat un număr mai mare de camioane la direct proporțional și tu ne-ai gândit prin problema. Exact. Deci nu se vedea nici eu. Și vreți, da? Am făcut. Da, am făcut. Ce ai făcut? Nimic. Hai, te rog. Am terminat, mai facem alte probleme? Da, da, da. Aveai una la geometrie, s-a rezolvat? Nu, am făcut o casă, sunt clasă cu doamna și mă lucru. Așa, te rog, mai facem. După, deci, da, da... Nu lasă pe domn profesor să uite. Da, dar cu poezii. Poezii? Pe nu cu poezii. Exact, 16. Hai să vedem... Altceva lăsați poezii, nu știu. Așa spunea. Că și partea cealaltă. Da. Tot poezii la 17. Stai, găsim... până 12, 13, 14, 16 nu le-ai făcut, nu? Da, doar alea. În rest am făcut toate. Le-ați făcut pe toate? Și 12, 13 și 14? 12, 13, 14 nu. Nu. Hai să facem pe 12 toate.
Cifra, aoleu, cifra de afaceri a Societății Mădălina din Vâlcea s-a ridicat în anul 2008 la... Da. 9. Deci, cifra de afaceri pentru Mădălina... 9 urma de 7 de 0. 9 urma de 7 de 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 7 de 0. 3 cu 3, 6 și 1, 7. Da? 7. Hai să vedem. Hai să vedem aici. 90 de milioane. 90 de milioane. Deci, păi nu 90 de milioane. A. 90 de milioane. Milioane. Așa. Asta a fost cifra de afaceri. Bun. Realizându-se un profit de... Iar, multe zero. Așa. Care-i profitul? Deci... 4.500.000, da? 4.500.000 profit. Fără un zero. Ok. 45.000. Așa, păi mă gândeam, 4 milioane totuși, e un profit foarte mare. Da. Așa, 450.000, da. Da. Pentru anul 2009, cifra de afaceri a fost egală cu... Ia-mă-n-o un pic. 8. 1 urmat de 8 zerouri. 1 urmat de 8 zerouri, da? 1, 100 2, de milioane. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 100 de milioane. 4 miliarde. Zice 4 miliarde. Aici ce-i? Câți de zerouri? 5. Păi, 4 miliarde 500 de mii. La profit. Cum 4 miliarde 500 de mii? Nu poate să fie 4 miliarde 500 de mii. Și o spune nici așa scrie. Eu nu mai înțeleg nimic, acestele astea mă omoară. 5. Asta scrie. Sau mult. Deci, hai să zicem, a fost vorba de 90 de milioane și un profit de... Nu, aici este greșit. 4 miliarde? Nu poate să fie 4 miliarde, ci 450 de mii de euro profit, hai să mai zicem, sau 4 milioane, nu știu cât am zis noi, 4 milioane, 500 de mii, la 90 de milioane de afaceri, cifra, poate merge 4 milioane 500 de mii, nu? Păi, da, pe 4 milioane. Dar 45 miliarde? Nu. Cam mult. Hai să zicem așa, da? Și atunci cât vine? 4 milioane și 500 de mii profit. La cifra de afacere de un 100 de milioane, da, ce profit a realizat? Păstrând rentabilitatea de anul precedent. Din anul precedent. Da, dar poate fi și 45 miliarde, aproape jumătate, din 90. Nu, păi, și 90 de milioane, nu poți să faci miliarde profit. Da. Da, din 90 de miliarde, 90 de milioane, hai că faci profitul acesta. Da. Dar nu poți să depășească profitul cifra de afaceri. Cifra de afaceri înseamnă ce s-a rulat acolo, da? Uh-huh. Deci e corect așa. La 100 de milioane, ce cifră de afaceri? Ce profit vor fi? X. Clar că o să fie mai mare. Mai mare. Sunt direct proporționale. Sunt direct proporționale. Deci a, și ce? Sunt multe zerouri care se taie. 90. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Și respectiv 1 urmat de 8 zerouri. 2, 4, 6, 8. Între acestea. Direct proporționale cu 4.500 de mii și respectiv X. Da. Și atunci? Scriem 90 de milioane. Deci 90 de milioane supra 400 4.500 de mii egal cu
100 de milioane. 100 de milioane. Poți să respăm, păi, nu aici. Păi, nu... 2, 4, 5, 2, 4... Eu zic să mă faceți 5, da. Așa face, nu? Ai numărătoare. 7 și 7 le-am tăiat. Da, da. Păi acolo 49 cu 45 de mii. 9 cu 45 face 5, ori 9 cu 45 da. Și 0 ori de acestea. Corect. Și atunci x va fi egal cu cine? 10 ori. 5.000. Da. 500 de mii. 10 ori 500 de mii. 10 ori 500 de mii. Și atât, nu? Da. Supra. Da. No, nu mai adică e mai punem un 0. 5 da. Milioane. 5 milioane mulțit cu 10. Și mai mult? E mai mult, este corect. Era de așteptat, crescând, foarte. Am făcut să... Da. Ei, iată, tot secretul aici este să înțelegem bine problema, să interpretăm corect, da? Da. Că altfel scriem trăznei și ne se tot complica. Să vedem o altă problemă. Inima unui om bate de aproximativ 140 de ori în 2 minute. Deci 140 de ori în 2 minute. Minute. De câte ori bate într-o oră? Păi, o oră egal cu 60 de minute. Da. Deci, încă o dată, inima unui om... Deci, inima unui om bate aproximativ de 140 de ori în 20 de minute. 140 de ori. 2 minute. De câte ori bate într-o oră? Păi... De 5 ori bate... Deci, când bate de 140 de ori ori 5, este 10 minute. Deci, să stai să-mi fac un plan. Hai, păi, în 10 minute bate de 140 de ori ori 5. Da. În 60 de minute bate de 140 ori 5. 140 ori 30. 140 ori 30. Știi ce cred eu? Că tu acum vrei să dai rezultatul. Vrei să dai rezultatul. Păi, dar să... nu știu cum să spun. Să scriem acolo. Unde? Păi, dar vine 140 plus... Păi, 140 ori 5. Ori 5. Dar de ce te gândești la 10 minute și până se mulțești pentru 60 de minute? Păi, m-am gândit la 10 minute ca să pot să ajung la 60 mai repede. Că m-am gândit 140 ori 5 plus 140 ori 5 de 6 ori. Și aflu și... Dar ce mi-ai spus tu aici? 60 minute? X. Noi asta vreau să aflăm. Păi ce rost are să... Mi-am gândeam în sablă roare. Multă grijă, deci ne exprimăm în baza cunoștinților care le știm. Păi va veni... Sunt direct proporționale. Da. 140 este în aceeași mulțime cu x, da, direct proporțional cu 2 și 60. Da. 140 supra 2 egal cu x pe 60. 140 îl simplificăm cu 2. Da. Și va veni 70. Da. 70. Ori 60 egal cu 4200 de bătăi într-o oră. Altfel spus, în 2 minute fiind asta, într-un singur minut. Și într-un singur minut, 60 de minute. Cum ai făcut simplificat, deci asta s-a întâmplat. Da, mergea și prin într-un minut. De 70, pe 60. A 760, deja găsit. Păi asta am făcut noi aici. Vezi? De-aia deși multă, multă atenție ca să nu... și o altă, ultima problemă. 5 muncitori termină o lucrare în 18 zile. Câte 8 ore pe zi. Muncitori în 18 zile. 18 zile, lucrând 8 ore pe zi. Da, 8 ore. Gata, nu vreau că contează. Da.
În câte zile pot termina aceeași lucrare nouă muncitor dacă vor lucra tot câte 8 ore pe zi? Deci, nu, adică nu prea contează orele. Așa, dar aici el a spus că aceeași număr de ore. Uite, aici spune X. Ce părere are, mai multe sau mai puține zile? Dar nu știu ce mi se pare mie că... Păi mai puține zile. Mai puține zile, da? Sunt mai mult. Sigur că. Normal. Și atunci? Invers proporționale. Deci 5 și 9. 5 și 9 sunt invers proporționale. Invers proporționale cu 18 și X. Da. 5 pe 1 pe 18 egal cu 9 pe 1 pe X egal cu... Rezultă că 5 ori 18 împărțit la 9 este egal cu X. 5 ori 18 împărțit la 9. Împărțit la 9, da. Egal cu păi X. 9 cu 18 simplifică. Și egal X egal, egal cu 10. Rezultă X egal cu 10 zile. Nu mai puțin. De așteptat. Ce vreau să-ți progresez? Aș vrea ca tu să faci probleme. Să încerci acasă, am mai povestit. Mult mi-aș dori asta. Să fie aici cu probleme care nu au mers. Este marea mea dorință ca să putem ridica ștancheta. Că dacă ne mulțumim numai cu faptul de ce să plecăm.